Bună dimineața și waiting, adică am așteptat și momentul s-a întâmplat în această dimineață. Mark Stem la prima oră. Salut, Mark! Bună dimineața, bun venit! Hello, good morning, dacă tot piesa e în engleză. Good morning. How are you doing, mate? Very good. How about you? Știi și engleză? Așa, în timpul liber, da. În timpul liber, mai știi și franceză? Știam. Dar când înjuri, în ce limbă înjuri? Doar în minte înjuri. Nu-ți permiți? Nu. Băi, ce bravo! Știi că, mai ales în perioada postului, trebuie să ai grijă la ce da, scoți pe limba. Asta, ai fost deprins așa de mic? Da, eu eram deprins că de mic sunt toate posturile, până la capăt. Și acum că ai crescut mare și ești liber și îți faci banul tău, tot așa o ții? Tot încerc să mă țin de vechile tradiții, pentru că așa am crescut și aș vrea să transmit asta mai departe. E o perioadă specială aleasă pentru lansarea de astăzi? Nu, sincer, a fost o decizie spontană, anume să alegem piesa asta și să o lansăm. Mm-hmm. Nimic n-a fost pregătit, adică nu este nicio ocazie specială la mijloc. Așadar, astăzi Mark Stem lansează la prima oră cel mai nou cântec Waiting și cel mai nou videoclip la această piesă, dar o să revenim la acest clip. Până una alta, aș vrea să o rog pe frumoasa și adorabila noastră colegă Lili Lozan să vină, să revină în platou. Dimineață. Mark, salut! Da, bună salut. Dimineața! Pentru un moment, surpriză! Bine m-am găsit! Și că noi nu putem fără provocări în ultima vreme. Data trecută ai dansat și ai descurcat foarte bine. Data asta însă vrem să-ți ascultăm ochii. Trebuie să recunosc, data trecută cel mai frumos a dansat Lili. Noi ne-am amuzat o săptămână după aia. Îmi permiți să-ți leg ochii? Da, sigur. Deci, acest exemplar de artist va fi legat la ochi? Vezi ceva? Am auzit că merge vorba de șarpe ceva. Ei, da. Nu, nu o să te muște. Cu siguranță nu o să te muște. Vezi ceva? Vezi ceva? Nu, okay. Bine, okay. Eu oricum nu trișez. Nu trișez, că... nu? Da. Tu ești băiat corect, așa că mi-avem toată încrederea. Băieți, eu vă las. Da, Lili, mulțumim. Lili, atenție la dreapta. Tu știi doar. Marc, colegii noștri au zis că e păcat să pierdem acele 5 minute cât ne vedem dimineața. Da. Și am invitat pe cineva astăzi. Da. De asta te-am legat la ochi. Am invitat pe cineva și am vrea să ghicești cine este. Mai întâi fă-i loc. Ok, bun. Dar cum... Așa, stai cu loc. O să-ți dai seama pentru că o să am și niște indicii. Ok. Da, indiciile ne le-au zis tot colegii și Nicu ne-a spus. Și, așadar, să-și facă intrarea... Persoana, nici nu zic că e fată sau băiat, dar tu să nu tragi cu ochiul pe sub bentița. Să conducă cineva persoana surpriză din această dimineață? Nu-mi plac surprizele. Îți plac surprizele? Nu-mi plac surprizele. Nu, deloc? Nu. Și nici cele alimentare? Nu-mi place că nu știu ceva ce de mâncat, ceva de... Nu? Dar nu, o să fie ceva pe. Ok, plăcut. Când știu că merge vorba de un cadou, ceva sub brad, iau chestia. Iau și pe asta ca un cadou. Nu, păi, Marc, persoana care este acum alături de tine, da. E o persoană pe care o iubești. Dar nu întoarce capul în direcția aceea, okay. o să vezi pe sub, okay. pe sub panglică. Să știi că nu am găsit nicio poză cu tine și cu această persoană pe rețelele de socializare. N-am căutat bine. Asta nu, indiciul următor nu o să-l zic. Prima poză pe Instagram este cu cineva în ciorap de lână. Mm-hmm. Și la interviu pe DOS în care te-ai filmat tu cu colegul nostru Nicu Dolghi, ai zis despre această persoană că e mai bun ca tine la glume și în comunicare. Și semănați. Dar ce are iubire aici? Dar ce crezi că e dragoste doar pentru oia despre care cânți? Poate să fie iubire pentru oameni, pentru urși, pentru... Sunt foarte mulți oameni care pentru sunt mai blănoși, negrăitori. Mai trebuie să mă duc aminte. pentru prima ta învățătoare, de exemplu. Fratele? Cine? Fratele ori? Nu știu. Poate. Mai încearcă. Poate e fratele. Hă? Dar merge vorba de un el, nu de o ea, nu? Da, e un el și ai zis el. Fratele. Hai să descoperim. Doamnelor și domnilor, el este fratele lui Mark Stem, Silviu. Serios? Dar cum vă salutați voi? Așa un moment, ceva... O secundă, să scot. Să te ajut. E fratele mai mare. Păi, tu trebuia să fii la dentist. Trebuia, da. Salut. Bravo. Salut. Silviu și Marc. Da, doi frați, exact. Ca doi brazi în această dimineață prezenți la prima oră. Te-ai fi așteptat vreodată să ți-l aducem pe fratele tău? Credeam că ați adus-o pe Nicolina sau nu știu. Dar când ai spus de glumă, m-am gândit la fratele sau la, nu știu, Dim Arcadie, dar nu avea să fie o surpriză, Dim Arcadie, că cumva
poate m-aș fi așteptat. Silviu, bună dimineața, bun venit. Nu știu ce toată lumea zice că semănați. Eu unul nu. Poți să-ți scoți ochelarii să mă uit la tine fără ochelari? Nu, mă, nu semănați. Eu mai mult cu mama, eu mai mult cu tata. Ah, poate să fie. Da, și eu mai mult seamăn cu mama, sora, cu tata și așa mai departe. Deci aveți mai mult în comun. Tu nu ești în domeniul muzical? Nu, nu. Am avut ceva tangență cu muzica un pic, câțiva ani, fost DJ. Dar ai fost DJ? Asta e tare. Are și el simțul ăsta muzical. L-ai dojenit vreodată pe Marc când erați acasă mai mici că își pierde ziua la chitară? A, nu. Era ceva nou pentru mine, văzându-l că e atât de interesat în muzică, YouTube-ul, chitara. Dar înainte de asta, fredona foarte des prin casă. Adică diferite piese. Da. Era clar că o să fie artist sau doar că era pasionat? Cel puțin vedeam că era foarte pasionat să cânte, adică să fredoneze careva piesă. Dar ce voia el să devină? Tu știi, ca frate mai mare știi mai bine. Știți cum, de obicei, noi, da, de obicei că suntem mai mici și vrem să devenim ceva ce vedem mai des, nu știu, un polițist, un pompier, nu știu, sau... Dar, Marc, ce înveți tu de la Silviu, fratele tău mai mare? Eu foarte mult. De la el am învățat și despre viață foarte mult. Dar ce, despre e bătăuși, ce? Nu, despre viață, gen cum de fapt ea este, adică dificultățile vieții, pentru că... Prin despărțiri, prin iubiri, prin toate astea? Fiind copil, nu prea înțelegi că cumva rezultatul se dă poate puțin mai greu sau chiar foarte greu, de-aia cumva el fiind mereu alături și discuțiile pe care le aveam, datorită lui, cumva de la o vârstă fragedă am început să înțeleg. Dar ce diferență de vârstă aveți? 8 ani. 8 ani? Da. A, 8 ani diferență, cred că nu v-ați bătut niciodată. Păi? Mă rog, ne-am certat. Că... Ți-a dat vreo două capace, că ești mai mic și neascultător. Da. Ești frate mai mare. Silviu, tu nu ești în domeniul muzicii, ești în afaceri, ceva cu economie, logistică. Transport, logistică, da. Adică, ești invidios pe fratele tău, că e pe scenă și tu stai în calculator și cu hârtii și cu cifre și cu toate alea? Nu, din contră, că mereu am zis că, Marius, dacă ai să faci ceva în viața asta, ce ți-a duci plăcere, asta e cel mai bine, adică... Cumva am ei, dar bilete în locul, în rândul întâi, la cele mai importante concerte? Eu mereu mă strădui să creez oportunitatea asta să gână și ei. Oricum, de la el am învățat că în viață tot trebuie să faci ceea ce te pasionează și ceea ce iubești. Nici nu cred că... Ce fain, băieți! O să mergeți împreună la dentist! Da! Că Silviu trebuie să fie la dentist. Uite, mi-am amintit foarte bine un lucru. Tu ai fost la interviu colegului nostru, Nicu Dolghi, interviu pe DOS. Da. Unde am revăzut un moment în care Marc a participat la show-ul de talente Moldova Are Talent și a luat acolo un nu mare cât clădirea noastră. Și a fost o dezamăgire, a fost dureros pentru el. Tu ții minte momentul ăla cu un frate mai mare? Da, ce i-ai zis? Cum l-ai susținut în acele clipe? În primul rând, a spus să nu-și facă griji, că... Nu-ți face griji, te iau cu mine în business. Da. Nu, adică... I-am spus că totul de el va decide, dacă el se strădă, eu să reușească tot ce vreau să reușească în viața asta. Adică... Oricum, și el mi-a spus că când cineva îți spune nu, asta nu înseamnă că într-adevăr e un nu și asta nu înseamnă că nu trebuie să mergi mai departe. O critică constructivă, adică, i-am spus, iau copii o critică constructivă, ți-am spus, nu, tu strădă mai mult să muncești. Oia, vrei, frate, eu mai mare, foarte inteligent și înțelept. Are și ochelari, deci știe multe, adică eu nu... Eu tot i-am, i-aș spune, da. Băieți, a fost o întâlnire foarte plăcută în această dimineață. Da, sincer, mulțumesc. Și chiar. Pentru, uite, mulțumesc. V-am oferit vouă mai mult timp în familie, pentru că de obicei tu cu lucru și... Da, foarte corect. Și uite, mulțumesc. Așa. Mulțumesc. De sărbători sper să vă mulțumesc. Vedeți cât mai des. Da, și noi să ne strădim oricum. Când să mergem la dentist împreună. Da. Nu pierdeți orice ocazie. Da. Și acum să revenim la primul motiv pentru care ne-am adunat în această dimineață. Știi că Marc are un videoclip nou? Da, sigur. Știi? Sunt foarte curent, da. Ți-a cerut sfatul? Ți-a cerut aprobarea? Bifa ceva? Da. Nu, la piesa asta nu. Piesa asta nu, că e în engleză. E cea mai nouă piesă, două cuvinte despre acest videoclip. De ce este deosebit și important față de celălalt? Nu e doar o istorie, nu e doar istoria mea, ci sunt mai multe istorii. Pentru că am lucrat cu mai multe persoane la ea, de-aia eu sper să vă regăsiți așa cum și noi ne regăsim. E despre dragoste? Nu e despre dragoste, de fapt. E despre dezamăgirea așteptării.
Asta e mai dificil. Bine, haideți să lămurim această filosofie. Băieți, noi o să facem niște poze, să le arătați și acasă, okay, că v-ați întâlnit în sfârșit, nu doar în locurile unde obișnuiți voi. Iar noi savurăm cel mai nou videoclip de la Mark Stem, care în această dimineață este alături de fratele său mai mare, care i-a dat capace la un moment dat. Silviu Stem. Silviu Stem. Ți-a zis cineva Silviu Stem? El tot avea un nume, gen, când era... Ah, dar cum era? Hai zi. DJ Sly. DJ Sly? Băi, asta așa de cool sună. Deci, Mark, suntem alături de DJ Sly în această dimineață. Savurăm cel mai nou videoclip, Waiting.